Ei, salut tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Carieră cu Ronaldo! Ok, bun, avem aici un meci cu Juventus, cred că este gen retur aici în Champions League, da, aici e o bătălie între noi pe primul loc, adică Real Madrid pe primul loc, cu 12 puncte și Juventus acolo cu 7, Wolfsburg vine pe 3, dar, Club Brugge nicio șansă, ce drept ne așteptam cu toții. Oricum, hai să jucăm acest meci, că, na, Juventus, Champions League, ar fi o crimă să nu joci acest meci. Bun, hai să vedem pe Juventus, îi punem închitul negru, că mă omor să văd roșul ăla. Bun, deci, frumos, hai să-i dăm bătaie, sau mă rog, cel puțin să încercăm să-i dăm bătaie și, da, let's go! Bun, meci de meci aici, la noi acasă, frumos de tot, versus Juventus. Juventus, bă, dar ce transferuri fac ăștia de la Juventus, nu știu, în momentul când apare acest video, că eu câteodată filmez câte un pic mai în, da, na, ca să am ce să pun, că, na, programul meu a încărcat mai greu. Deci, nu știu exact când o să fie postat acest video, cum o să fie, că, na, cu fotbalul n-ai ce ieși într-un minut, zice jucătorul că semnez cu echipa aia, în celălalt minut poate că refuză să semneze, deci nu se știe cu fotbalul cum e. Dar se aude desigur că, na, cum Pogba pleacă la Manchester United, sau deja a plecat pe o sumă absolut colosală, 100 de milioane de lire sau 120 de milioane de lire, ceva pe acolo, nu știu cu exactitate, sumele care se învârt în jurul lui sunt imense oricum. Bun, dar deja cei de la Juventus pun banii aia foarte bine în lucru, adică deja se aude că a fost făcută ofertă și că Higuain a acceptat oferta făcută de Juventus, având în vedere că Higuain a fost un golgeter absolut imens în această perioadă în seria, adică era Higuain acolo sus și ăla de pe locul 2, nu știu exact cine era, era la o diferență de 10, dacă nu și mai mult de 10 goluri, deci, bă, o diferență cataclismică, să zic așa, imensă. Opa, aici Ronaldo, uai ce bine trec de adversar și bară. Bă, bara aia, stropșoarne, vai, e bară, non-stop, down bară. Bun. Pe lângă Higuain, totuși Juventus, pot să zic că este o echipă absolut superbă în Italia. Mă doare să zic asta, dar e o echipă superbă pe față de alte echipe, cum este, de exemplu, Milanul. Când ei vând un jucător sau primesc bani de la conducere și nu știu ce, ei investesc în jucători față de Milan, care preferă să-i păstreze și să... Oh, gol! Gol cu Ronaldo, minutul 18 aici. Gol Ronaldo. Arătăm aici mușchii, frumos, așa. Bravo Ronaldo, un gol foarte frumos venit aici, la fix venit aici. Gol Ronaldo, 3 goluri în Champions League per moment. Foarte frumos golul. Deci cum ziceam, aici e o chestie în fotbal care o vedem până și în Liga noastră a României. Mai ales la cifre Cluj, dacă mai țineți minte, acum mulți ani când a jucat în Champions League și a bătut Manchester United-ul și s-a luptat acolo foarte bine, adică a strâns foarte multe puncte, dacă rețin corect, a strâns mai multe puncte ca și Steaua în Champions League. Puncte! Așa, deci a strâns mai multe puncte în grupă, nu s-a dus mai departe, dar respectivii jucători după aceea a vândut tot. Tot l-a vândut pe ăla Traore, l-a vândut pe, aveau la un timp un jucător foarte interesant, Sugu, parcă îl chema. Nu era foarte frumoasă echipa CFR Cluj și tot timpul avea jucători foarte mișto. Dar non-stop îi vindea, non-stop că odată ce jucător era bun și primea ofertă, gata-i vândut. Fraților, de ce n-ați păstrat jucătorii ăia să mai aduceți chiar că... Și să mai strângi bani din Champions League, din Champions League au venit o grămadă de bani. De ce n-ai băgat, bă, să, măcar să păstrezi jucători? Și zic că banii de la Champions League, care oricum, așa se placă aia deja, se vede că schemați în judecată, respectiv Arba Pasca, niște ăștia care au fost pe moment atunci, că au dispărut banii aia de Champions League, nu au fost plătiți nu știu ce tax și mă rog, deja se vede. Deci banii din Champions League oricum au fost păstrați toți și băgați în buzujeburi, cum s-ar zice. Și da, dar măcar jucătorii, frate, dacă nu i-ar fi vândut, mă. Da, e chestia, de multe ori în fotbal
se vinde. De ce nu se păstrează, frate, să se continue, să se faci dracul un renume de tine? Știi, și apoi când cumperi, poate de aia, vai, jucătorul ăla e bun, să vezi ce frumos va evolua, ce prolific, da, normal că trebuie să cumperi și juniori. Dar când echipa ta respectiv, na, caz clasic acum AC Milanul, e vai de capul ei, de ce dracu mai cumpărăm jucători? Noi deja ne trebuie jucători gata formați. Și după aceea te gândești, bă, hai să cumpărăm și niște juniori. Da, mă rog, asta este un subiect lung de care eu pot să vorbesc, cred că fără încetare, timp de o oră, sau dacă nu chiar două ore, trei ore, că, vai, cât pot vorbi eu. Că deja tot stau câteodată seara, gen că seara câteodată când ai somn și stai și te gândești la tot felul de prostii în pat până adormi. Că eu cred că toată lumea e așa. Băi, și stau și să mă gândesc că, bă, ce m-aș apuca eu de un channel de vlog, în care în channelul de vlog să vorbesc ceea ce mulți mă mai întreabă mulți. Câțiva văd când mai țineți minte că am zis eu că aș vrea să-mi fac o emisiune gen sportivă. Parcă așa e mult, aș vrea să încep un channel de vlog, numai că nu mă pricep eu la vloguri, dar pa, e și distractiv că nu te pricep și bag piciorul. O, ce șut puternic, iui, l-am dărâmat pe bufun. Așa, m-aș apuca, nu neapărat de emisiune sportivă, dar aș face emisiune de asta de gen de sport și aș face pur și simplu emisiune de asta de discuții, să discut cu toate cele. Că eu, din câte ați bine observat, eu chiar mă iau de anumite subiecte care mulți nu se iau din cauza de ce, că vai... Este o ceartă, că vai, uha, de exemplu cum este, iar și acum dacă m-aș lua, doamne fer, nu mai au, de Barcelona, să zic, una, două, repede, unii ar veni, uai, ce cu ea, ce, de ce te legi, o, bă, chiar dacă poate ce zic eu este adevărat, știți, deci este conflict, mulți se tem de conflicte, eu îmi bag piciorul, adică, bă, aș zice tot cuvintelor pe nume sau cum e, așa, verge în față, aș zice-o, direct. Și poate mi-ai face, poate o să-mi fac asta, dar mai încolo, acum nu am timp, acum aia mă concentrez pe aici pe channel de gaming, că se poate de mult. Odată ce îmi fac timp, tare mult aș vrea să mă mut, poate în chirie altundeva și să scap, sau mă rog, să mă mut pur și simplu, nu chirie, să mă mut pur și simplu undeva, sper, nu știu, visez încă, așa, și să am mai mult timp liber, sau cumva să-mi fac timp în programul ăsta Belar, da, mă rog, hai să nu înjurăm, așa, și în așa fel încât să am mai mult timp liber să fac mai multe chestii. Și m-aș apuca de vlog, sincer, m-aș apuca de vlog și chiar cred că ar fi distractiv, chiar ar fi distractiv, plus că la mulți le place vlogul și mai ales parodiile și astea, adică, practic, România, dacă ar fi pus așa ca și YouTube, e, cum zic eu, se mâncă bine, hai să spun așa mai ciudat, se mâncă bine vlogul pe România. Deci vlogul e foarte apreciat în România, chiar dacă de multe ori mai văd că îmi trimite un prieten, nu știu ce, un channel ăsta de vlog și stau și mă gândesc, ai, e pula mea asta, de-abia știe să vorbească româna, stau așa, stau pic, că și eu spacam tăp acolo, dar măcar eu am o scuză că, na, am jumătate altă naționalitate în mine, dar nu intrăm în această discuție. I-am aproape de penalti acolo, băgam ea și așa de aproape de penalti. Și eu din pozițiile astea, de-abia pot să dau gol, deci o să râdeți de mine aici, dar eu cu cât ești mai aproape de poartă, cu atât o ratez mai mult, jur. Cu cât ești mai departe de poartă, cu atât dau gol. Deci da, nu mă băgați în seamă, nu băgați în seamă acel șut. Bun, am făcut iarăși aici, am deviat de la subiecte, am ieșit din paranteză și am vorbit despre alte tâmpenii, dar câteodată e bine să faci așa în BioPro, că... Na, câteodată bine pro, cum tu contrarezi doar un jucător până îți vine mingea și toate cele poți să abordezi anumite subiecte. Bun. Și desigur rămâne de văzut, oricum ia de exemplu un video ce aș... De exemplu acum dacă aș avea channel de vlog, aș face un video în care m-aș lua, pot să zic acum, de vreo 30% din YouTube românesc, care face videouri mota-moda exact, până și Counter-Strike cu un pis de la măsa, copii fidele a lui Leafy. Deci știți cu toții cine e Leafy, deja cred că imediat o să ajungă pe locul 3 dacă nu deja îi și o să-l detroneze pe PewDiePie. Parcă văd că la câte vizualizări face pe videouri, omul ăsta o să detroneze pe mulți aici din YouTube. Non-stop crește. Na, și chestia e că foarte mulți români îl copiază pe Leafy, cui pasă? Nimeni. Mă, nu zic, ok, te inspir de la străini. Ok, bă, foarte bine, te inspir. Dar nu că-l copiez în pula mea motamo. Aici, penalti pentru Juventus. Ce ai făcut, mă, Sergio Ramos? Mă, nene, mă, ce ai făcut, mă, nene, mă?
Deci, în sensul în care până și jocul, de exemplu, Leaf tot timpul se joacă Counter-Strike cu tâmpenile alea de rampe, calunieci, pe nu știu ce tâmpenii de topogani pe rampe, nu știu cum le zice, zbot la asta, așa, și până și jocul. Dar până și stilul de comentariu, adică cum comentează el, cum face acele glume în jurături. Deci cei care dacă l-ați urmărit pe Leaf, chiar îl urmăresc câteodată, dar mai nou mă cam plictisește, dar câteodată l-am urmărit. Am fost, pot zic așa, un mic fan, mic. Așa, bă, și pot zic că până și glumele alea cu clorul, cu nu știu ce, cu vai, intonațiile, bă, unii îl copiază mo-ta-mo și aia mă disperă. Da, cer scuze, iarăși telefonul, ce se face, sunt un om căutat. Ok, deci, revenind de sigur la subiect, că m-am uitat subiectul. Da, mă rog, ăsta fel de chestii pe care poți să ieși să vorbești. Una e să te inspiri și să zici că ok, faci tu pe română ce vezi la un străin și că ți se pare de bună, ok, da? Încearcă să pui niște elemente de la tine. Încearcă să pui niște elemente, nu să-l copiezi în pula mea mot-a-mo. Adică, hăp, cum înjuri, cum te referi, referința, intonațiile, toate cele. Până și jocul, măcar jocul, frate, schimbă-l, joacă-te... Call of Duty, nu Counter-Strike. Joacă-te FIFA pe fundal, nu Counter-Strike. Sau măcar dacă joci Counter-Strike, joacă un match de la normal, full, nu custom map-ul ăla de alunieci pe topogani. Na, mă rog, asta e o discuție care poate am strânit iarăși așa niște stupuri de viespi pe aici, dar na, ce să-i faci? Poate unii dintre voi care vă dați seama și deschideți ochii, chiar ziceți că da, m-am dreptate, mai ales cei care știți despre contentul ce-l face Leafy, dar aici este o altă chestie care, mă rog, e ciudată pe România, chestia cu bă-l copiez pe ăla, bă-l copiez, că și eu câteodată am mai văzut așa niște comentarii și pur și simplu am stat un pic și m-am gândit un cotros, se îndreaptă lumea din ziua de astăzi, când vine unul și zici bă-l copiez pe ăla, dar cum adică îl copiez pe ăla? Adică eu chiar cred că am un content absolut canceros. Cum poate cineva, cum? Cine mai e la fel de canceros ca mine? Nu cred că există nimeni. No, îi... Bă, dar copiez pe ăla că te joci FIFA! Eu stau cea de genul, să-mi bag piciorul ăsta. Zice că îl copiez pe ăla doar din cauza că joc cu FIFA? Coaie! Ce logică e asta? Mă rog, și apoi sper că e un băiețaș de la 8 ani care, mă rog... O scris înainte să gândească că n-ai ce-i face, că vârsta asta, că câteodată vrei să te distrezi și na, mai gafezi, nu-i stres. Nu că lași în jur asta cum aș bate joc de el și nu-s ironic, chiar dacă sunt ironic asta, nu. Bă, o copilul așa o zis, ce să-i faci, nu, aia e. Bun, aici mergi cu Getafe, hai să vedem dacă reușim aici, sau Getafe, reușim aici să dăm măcar un gol, sau două. Bun, deci am revenit aici și totodată să zicem că am avut niște subiecte foarte interesante în acest video, mai mult a fost un fel de video comentariu decât un bio pro, dar cum ziceam, dacă iată când stai și aștepți mingea poți aborda anumite subiecte chiar dacă ești așa din paranteza FIFA, dar na, totul a început cu ideea, păi da, da, aia e. Oricum, rămâne de văzut pe viitor, totul deține legat de chestia asta care vă ziceam eu de ceva timp, că vreau să fac un transfer, să zicem așa, în termen de FIFA, și aia speram să se întâmple amu în vară, dar din păcate ea că tăi se amână și nici nu știu când o să se facă transferul, dar mă trezi că se face de bea în iarnă, dar indiferent va fi anul acesta, deci sper, Doamne, că să fie anul acesta. Și având în vedere după aia, o să am mai mult timp liber să mă ocup și de gaming, dar să fac și anumite show-uri, că vreau să fac și anumite show-uri. Ce gol frumos! Ce gol frumos! Bravo, mă, Ronaldo, aici gol în minutul 9. Pur și simplu l-am bombardat, l-am distrus pe portar. Și aici aia gol minutul 10, pentru că Ronaldo este un om de nota 10. Așa. Gol foarte frumos acolo, torpilat spre portar, să sprea portarul și a gol, foarte bine. Și desigur, acum ziceam, o să văd eu exact de show-uri, și de gaming, am tot felul de idei, doar să le pun în practică și desigur să fie timp de ele, aia e totul, timpul. Bun, acum hai să revenim puțin, măcar am așa ultimele minute legate de FIFA, chiar dacă acesta este un video care desigur cred că o să vedem, o să ne exprimăm diferite opinii aici, comentariile de mai jos și desigur, na, fiecare are dreptul să se exprime liber
na, opiniile și toate cele, doar că într-un mod mai maniera, nu că că nu suntem în Mahala, în pui mei. Na, ok, ia să ne mai aici. Pui mei, iar jucăm cu rezerve de astea munoz și nu știu ce și nu știu cum. Apa, apare, recuperează acolo Hetafe, Victoria, asta e Victor R, dacă era Victor P, mă distram, gen Victor Pițurcă, he, dar nu-i, păcat, da, uai, de-abia aștept să apară perioada de transfer, dar nu asta de iarnă, că stăm un sezon la Real Madrid, sezonul viitor în vară, am un iarnă, nu cred. Am un iarnă, numai dacă nu primesc eu ofertă, fără să mă pun pe transfer list, dar cred că în vară, odată ce vine vara, o să-l pun eu pe Ronaldo pe transfer list. Dar, per moment, cum ziceam, ai pasă, hai mă Benzema, frate, că vreau să-ți dau și eu assist, să fac în pula mea măcar un assist și Benzema nu dă gol. Mă, și pasez în fața porții și nu a dat gol. Și puteam da eu gol, că șutam și era gol. Că știu că mai comentați și vă de ce nu pasez. Păi ce, Ronaldo pasează? Mai e rar. No, ia, așa mă i-am pasat, mai rar. Și ce-a făcut Benzema? Mai am un mic ciudă că de ce am pasat lui Benzema, că puteam să șut eu și era gol. Vedeți de ce nu pasez? Eu și am șutat la Benzema, Benzema s-a căcat pe el când s-a văzut cu mingea în fața picioarelor. Pui mei, dacă meram eu, dădeam cu un final shot și era gol. Na, aia e, m-am învățat minte, nu-i mai pasez la Benzema. Hai Benzema, dă-mi față, bravo. Opa, că este portarul. Ce dracu e portarul ăla, uite. Da, mă rog, hai Munoz, acolo către Gareth Bale, Munoz. Bun, către Carvajal și bun, Modric acolo, Munoz, Benzema, Pogba, lung aici către Ronaldo, foarte bine aici, pasa e bună, șut aici și, ce dacă am șutat, mai degrabă făceam un dribbling ceva. Vai graba asta ce face din oameni, vai. Oricum, hai că m-am plictisit, e meciul ăsta, sunt sens. Ok. Dăm acolo sim the rest of the match, dăm simulate, deci în continuare Ronaldo continuă să joace meciul, doar că, na, i-am dat simulate, nu eu îl mai controlez pe Ronaldo, el continuă să joace meciul respectiv. Bă, oare facem, dar nu, că tare e greu să mișcă, aș fi vrut să fac încă un punct nou rol, gen să am 94, că tot îl evoluez aici la defensive, că altceva văd că nu evoluează decât la defensive. Aici mă bucur că n-a fost ales în acest meci de Cupa Ispana. Că pui mei, Granada și Cupa Ispana sau Spaniol, pui mei cum se pronunță. Așa, Madrid cu Villarreal și după Villarreal urmează aici un meci cu cei de la Wolfsburg. Atât de grupe, cred că după meci cu Wolfsburg, nu știu dacă mai avem cu Club Brugge și după aceea gata grupele. Ok. Bun, dar totuși este timpul să oprim videoul aici, știu, poate un pic îl opresc cam repede față de celelalte videouri, dar n-am și abordat un subiect mai greu și mai delicat, să zic așa, și cred că, na, mă rog, oricum, opresc videoul aici și desigur ne auzim pe data aviatoare, vă mulțumesc tuturor celor care mă susțineți, chiar vă mulțumesc foarte mult și desigur nu uitați să dați un like, mai ales dacă v-a plăcut videoul, dacă nu, aia e, desigur ne auzim pe data aviatoare, nu uitați să vă distrați că este vară și da, aș aprecia, desigur, un subscribe, mulțam, numai bine, bye bye și un share.